Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Suceava pare foarte greu să mai ia cineva permis de conducere de când nu se mai poate da șpagă pentru asta. Sau credem că nu se mai poate da șpagă. Sau se dă șpagă mult, mult mai greu. Sau ca nu mai avem cunoștință de astfel de lucruri. Da, la Suceava, știți, era fabrica de permise. Uh-huh. A fost în noiembrie... Mutată de la Pitești. Poftim? Mutată de la Pitești. Acolo a fost prima fabrică din țară. Cred că au fost multe filiale. Da. Eu cred că au fost francize. Da, e o franciză și tot apare multe locuri. Deci în noiembrie 2020 a fost destructurată o rețea complexă de fraudare a examenului pentru permis. Erau și matriculate mașini pe nașpa. O bună parte din angajații direcției de permise au fost dați afară atunci și trimiși în judecată. La percheziții au fost găsite purcoaie de bani, realmente purcoaie de bani, proveniți din mită, deci fabrica asta făcea milioane de euro. Era o fabrică foarte profitabilă. Uite, o bună afacere. Să zici că nu avem industrie în România. Comisarul șef de acolo încasa din șpăși câte 20.000 de euro pe zi. Băi, băiete, 20.000 de euro pe zi din șpăgi. Să dă seama ce sumă învârteau aia. Bun, și la Suceava, evident, după ce au destructurat rețeaua, a fost nevoie să fie detașați alți polițiști, alți inspectori. Culmea, nou șef a fost și ridicat de DNA pentru un dosar de corupție, dar care venea din Cluj. De asta zic că era francizată toată treaba. Era pe filiale. Când l-au ridicat, jurnaliștii au observat cu sarcasm că îi rămăsese mașina de 80.000 de euro în parcare, singurică. Probabil că era mașina de nasoale de mers, da, la birou cu ea. O să expire ITP-ul. Da. Revenind, deci în sfârșit la Suceava, cu greutate, activitatea a fost cumva reluată după ce au fost găsiți totuși niște polițiști și inspectori la înlocuire. Și ce să vezi, anul trecut promovabilitatea generală la examenele pentru obținerea permisului de conducere a fost de numai 29% față de 53% în 2020, scrie Adevărul citând un raport al prefecturii. Deci la proba teoretică de acolo au fost examinați vreo 27.000 de candidați și au trecut 13.000. Deci jumate au picat la proba teoretică, după care la traseu au mai trecut doar 8.200 din 16.000. Tot jumate. Da, și uite, așa se înjumătățește la fiecare pas și au trecut cu totul numai mai puțin de o treime. Dar în condiția asta eu remarc altceva. Deci când mergea fabrica de permise, totuși, pășpăgi, promovabilitatea era numai de 53%. Și mă întreb, la ședințele Consiliului de Administrație, pe analiza de rezultate pe care aveau ei la fabrica de permise acolo, că și ei, ca orice business, trebuiau din când în când, periodic, să se oprească, să vadă care sunt rezultatele noastre. N-a remarcat nimeni câte oportunitate de afacere au ratat atunci pe galerică. Era cotă de piață mare, 47%, era neacoperită. Atunci zici că ea nu luau nu dădeau șpagă? Da, adică cum? De ce nu au făcut? Eu mă gândesc că ăștia la volumele pe care le aveau își permiteau să fie selectivi. Și adică nu-i treceau chiar pe toți aia care dădeau șpagă, dacă deci erai chiar nărod. Nu aveau. Îmi pare rău. Aici le-a lipsit spiritul antreprenorial adevărat. Păi să lași tu jumătate din piața. Eu cred că nu erau pregătiți. Potențială. Nu erau pregătiți care dintre ei? Să încaseze, nu erau pregătiți psihologic să ia chiar atât de mulți bani? Sau da, cum? Probabil că da, era prea mult pentru ei. Dați seama, deci jumătate au, nu mai pot să ia permisul acum, practic, după ce nu mai pot da șpagă. Vă dați seama cam pe cum s-au dat acolo carnetele, cam sunt mii și mii de dacă șoferi. Dacă omul ăla făcea 20.000 pe zi, 20.000 de euro pe zi. Da, dar ei au rămas în trafic. E Mexic acolo. Uite, ne scrie cineva că la Galați, da, în județul Galați, un ascultător, nu se mai dă șpagă la traseu. În schimb, s-a inventat o șmecherie nouă. Zice că dacă iei sala și vrei să te programezi, durează 4, 5, 6 luni să te programezi, astfel încât dai șpagă ca să te programezi mai repede. În vreo 2 săptămâni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.